ce am constatat de foarte multe ori este că așteptările sunt foarte diferite câteodată de partea consumatorilor și de partea instituțiilor de credit, de partea băncilor. Și ceea ce mi se pare extrem de important este să existe flexibilitate și să existe deschidere. CSLB-ul a reușit să facă extraordinar de mult pe partea aceasta. O platformă de comunicare, de dialog real între consumatori și bănci. Pentru consumatori, ce am constatat și am explicat în dosarele în care am fost implicată este că e foarte important să-și prezinte situația lor concretă, să explice exact în ce situație sunt, să poată să aducă argumente acolo unde le cerem să explice și să susțină cu documente situația în care se regăsesc și să aibă deschidere să-i asculte pe conciliator, să asculte și poziția băncilor. Am avut și cazuri în care, practic, consumatorii au spus eu asta vreau și cred că mi se cuvine și nu au fost deschiși să înțeleagă și constrângerile care există de partea instituțiilor de credit. În momentul în care consumatorul apelează la această modalitate de finanțare, el vrea să-și satisfacă niște nevoi de moment. Banca are o nevoie de creditare, ea trebuie să investească bani. Și atunci, în momentul pe care putem să-l numim T0, atât consumatorul cât și banca acceptă anumite condiții. Contractul e viu. De-a lungul timpului, lucrurile se pot schimba. Banca trebuie să accepte faptul că situația financiară a consumatorului se poate schimba. Consumatorul trebuie să accepte faptul că trebuie să plătească. Și atunci, întotdeauna, deschiderea și comunicarea trebuie să primeze. Nimeni nu vine să spună vreau o dobândă mai mare decât dobânda inițială pe care am avut-o. Deci, automat, orice proces al concilierii presupune ca banca să dea un pas în spate. Că e mai mare, că e mai mic, mai puțin contează. Suntem în cadrul unei proceduri amiabile și, practic, fiecare dintre cele două părți ar trebui să fie mulțumită de soluție, să simtă că a dat ceva, dar a și primit ceva. E important să se înțeleagă faptul că aceste soluții sunt chiar individuale, sunt particulare. Se ține cont de circumstanțele acelei persoane, acelui consumator. Nu neapărat se poate extinde la alte cazuri. Și consumatorii și băncile, fiecare trebuie să-și schimbe un pic mentalitatea, trebuie să aibă flexibilitate, tocmai ca să putem crea o soluție de pe termen lung, funcțională pentru noi toți. Pentru cel puțin o parte din bănci, e important să încerce să-și schimbe mentalitatea, pentru că sunt de multe ori e foarte dificil pentru ei să lucreze în echitate. Aici suntem într-un mediu în care căutăm niște soluții funcționale, viabile și pentru consumator și pentru bănci. Concilierea presupune o negociere. Și atunci trebuie să înțelegem cu toții că nu pot să cer lucruri absurde. Pragmatismul trebuie să fie cel care să fie regula numărul 1. Decât nimic, mai bine puțin. Trec într-o situație dificilă, dar sper că este de moment. Fac tot ceea ce ține de mine astfel încât să depășesc, dar ajută-mă. Eu sunt convins că băncile nu au niciun interes să nu intre în procedură și să nu accepte o soluție care să fie atât în beneficiul lor, cât și în beneficiul consumatorului. Interesul este să rezolvăm. Este interesul băncii să nu se transforme într-o agenție imobiliară, să antreneze dureri de cap în ceea ce înseamnă executări silite, procese și așa mai departe, este în interesul consumatorului să meargă mai departe. Și atunci, și punând problema în felul acesta, am găsit înțelegere. Restul a fost doar o problemă de cifre.